La un an și jumătate de la înființare, SQTV a organizat dineul Bucuria de a Mulțumi, prin care echipa a dorit să transmită mai mult decât un simplu mulțumesc. Este de fapt o stare de spirit pe care ne dorim să o împărtășim. Bucuria de a fi împreună, bucuria de a simți românește, bucuria de a putea spune mulțumesc partenerilor, telespectatorilor și tuturor celor care au crezut în noi, tuturor celor care ne-au susținut și ne-au încurajat să continuăm. Maria și Mihai Roman, proprietarii restaurantului românesc Roman Euro Cuisine, au fost gazda noastră și ne-au făcut să ne simțim ca acasă, departe de casă. SQTV, Spirit Românesc la Montreal, fondat în decembrie 2014, a luat ființă din dorința de a oferi diasporei noastre posibilitatea de a-și exprima identitatea și valorile în contextul mozaicului cultural canadian. SQTV s-a născut pentru a răspunde unei necesități, din entuziasmul câtorva oameni care visau frumos, oameni care au refuzat să creadă că existența unui program TV la Montreal este un lucru irealizabil. SQTV s-a născut pentru că întreaga echipă a crezut în ceva și acel ceva necuantificabil este spiritul românesc rezumat în 4 litere, ESCU. A fost un proiect curajos, aproape nebunesc, care a presupus un drum nu întotdeauna ușor și căruia mulți nu îi acordau mai mult de 3 luni de supraviețuire. Însă iată că acum, după un an și jumătate, putem privi cu mândrie spre ieri și cu încredere spre mâine, pentru că SQTV este un vector al diasporei noastre, este fereastra, oglinda și aripa. Mulțumim partenerilor și susținătorilor noștri fără de care acest proiect de suflet nu ar fi putut fi ceea ce este acum, un program TV românesc în America de Nord care adună pe românii din diaspora în jurul la ceea ce este românesc, valori, cultură, limbă, tradiții, identitate. Leroy du Plancher, Carrefour Multisport, Călina Jurju Bala, avocat, Studio 21, Centre Dentaire Igor Birca, Teo Travel, Worldline Cargo, Restaurant Roman Euro Cuisine, Batiment A+, Brostaj, Adrian Dumitru, Ferma Roca, Yolanda Roman, Pagini Românești, ISI Television, Club Space, alături de trupa Trio Plus și DJ Cătă, au animat această seară care ne-a lăsat tuturor un sentiment de bucurie și convingerea că putem visa și că, grație vouă tuturor, aventura continuă. Mulțumesc! Cred că e cea mai mare reușită pe care o avem noi toți împreună. Grație acestei echipe, grație vouă tuturor. Țin să vă mulțumesc, să vă mulțumim tuturor celor care au sprijinit acest proiect, tuturor partenerilor, colaboratorilor noștri și suntem convinși că veți continua să ne susțineți. Bravo, aveți o misiune foarte frumoasă. Noi n-am avut condiții vremea aia. Au trecut generații peste generații de televiziuni care au făcut tot felul de gafe, tot felul de lucruri neplăcute, au criticat. Eu nu critic pe nimeni. În vremea aia n-am avut nimic, nici computer, nici muzică. Am fost niște oameni simpli, dar a fost prima televiziune. Vectorul a fost Caragheaur, dacă căutați în arhivă, găsesc pănuțul înăuntru. Vreau să mulțumesc și mulțumesc domnului consul, că e prezentul de noi seara asta. Mi-a făcut o mare plăcere invitația în SQTV. Mi-a plăcut prezentarea ce a fost făcută în seara asta. Vă urez succes, sănătate și dați-vă mai departe drumul, că ați făcut foarte frumos și ați făcut. Vă vorbesc în cuvintele ardelenești. Deși am 36 în Canada, nu mi-am uitat vorba românească, graiul românesc și obiceiurile mele de a fi printre voi. Doamne ajută mai departe! Când am auzit că am avut un an în urmă acest nume ESCU, mărturisesc că am fost pe loc intrigat și am înțeles de-abia după aia că este vorba de finala cea mai frecventă a numelor de familie românești, care parcă îmbrățișează în tandra ei generalitate antroponimică pe toți românii la oaltă și pe fiecare în parte. Cam cum făcea Caragiale când ne numea pe toți mitică. Nume, deci, care mi se pare la fel de inspirat ca mai toate emisiunile acestui canal de televiziune, cuceritor de românesc. După părerea mea, ESCU este la ora actuală una din cele mai frumoase vitrine ale diasporei românești
de pe meleagul de aici. Și asta la un moment când toate entitățile românești, printre care chiar țara noastră de Baștină, au mare nevoie de vizibilitate. Adevărul este că noi, românii, activitățile noastre, succesele și greutățile noastre sunt foarte puțin prezente în ceea ce aș numi cultura internațională. Și că diaspora română are un mare rol de jucat în această privință. Nu vă pot spune cât mă întristează, de pildă, că în anunțurile agențiilor de voiaj, unde este vorba de perlele Europei de Est, Bucureștiul nu figurează de obicei alături de Viena, de Praga și de Budapesta. Prin bogăția și varietatea emisiunilor lui, Escu este în măsură să contribuie în mod semnificativ la această vizibilitate de care avem atât de mare nevoie. Este vorba de o vitrină care funcționează însă și ca o oglindă în Escu, pe pelicula căruia, ca să zic așa, se înregistrează la ora actuală mai toate activitățile diasporei noastre. Românii de aici se văd pe ei înșiși și unii pe alții mai bine, mai convingător, mai încurajator decât în celelalte media românești. Fără a mai vorbi de suplimentul narcisistic, la care au dreptul participanții la aceste activități, de a se revedea prin ochiul camerei binevoitoare a domnului Marius Bărar, așa cum nu putura să se vadă la fața locului. Constat în fine că, centrat pe actualitatea cea mai evidentă, Escu devine de asemenea încet, încet, prin forța lucrurilor, o arhivă prețioasă, pentru că extrem de vie, în care românii de aici, dar și de pretutindeni, își vor putea regăsi peste câțiva ani sau peste câteva decenii viața lor trecută. Aș vrea să închei cu un comentariu de Samsar, cu care domnul Bălan, pe care mi-am permis să nu îl consult în această privință, s-ar putea să nu fie de acord. E, dacă așa este cazul, mă scuz în mod anticipat. Știm cu toții că nu există reușite fără finanțare pe măsură. Și Escu, de reușitele care ne bucurăm acum și aici, nu face excepție la această lege a naturii. Îmi permit să cred că este urgent ca noi, românii de aici, să începem să investim în mod organizat și solidar în lucrurile în care credem, să susținem financiar, oricât de modest, dar mereu împreună aceste lucruri. Avem în privința asta o ocazie rară de a demonstra ce și cât putem împreună atunci când punem într-adevăr umăr lângă umăr. Personal, am dat un umil exemplu în acest sens și îndrăznesc să vă rog, în numele lui Eminescu, un alt Escu, să-l urmați. Vă mulțumesc mult! Și bravo lui Escu TV! So now one hand is releasing and the other one is striking. When we think about a relatively medium distance of problem,
A straight strike would be good. Between the hands, over the hands. What do you feel about how your shoulders should move? I'm a head instructor and president of KMG Krav Maga Global. I've been training Krav Maga for over 40 years and teaching too. I started with the founder when I was a teenager and continued to be his closest assistant. I was his closest assistant for about 20 something years. And during the years I started teaching instructors. I worked with the special forces in Israel, military forces. And since the early 80s and later in the 90s, I've been spreading Krav Maga around the world. Personally, I've been putting Krav Maga in about 45 countries. And now, these days, KMG has a presence in about 60 countries and with over 2,500 instructors worldwide. You've mentioned Krav Maga many times. What yes. is actually Krav Maga? Okay, so Krav Maga means contact combat. Practically, it is an integrated system of self-defense, fighting skills, and third-party protection. So the idea is, how do I defend myself? In time of fight and combat, how do I deal with enemy or enemies? Can be on a terrorism level, can be a criminal situations, can be different types. And of course, third-party protection, how do I protect my friend, my colleague, member of family, when the attack is towards that person. It also includes the VIP protection field, which is either governmental or commercial VIP protection. So the idea is, in this seminar, is to understand the danger, what's happening during a carjacking situation. So of course, carjacking seminar means anti-carjacking, not to teach how to carjack, of course. So the idea is to understand what the attackers are doing, how it is that the person is being threatening you, pulling you out of the car, or getting into the car and telling you to drive. So carjacking you with or without the car. And there are certain type of attacks that may happen in a car, from outside the car towards you, pulling you out of the car, as I said, and also if the attacker comes into the car, different type of threats with a knife or threats with a gun, or chokes or strikes and attacks. These are the things that we are talking about. And then the guys here, I like them, they are wonderful. They catch the things very quickly. The people who have been training here, I think over 3 years or so, and they have been very cooperative. Talented people. Nobody was fighting me, so life is easy. I also know that you wrote a book, and yes. At the beginning of the book, there were a few words written by the former president of Israel, Mr. Yes. Shimon Peres. Yes. It's very important for us to put the system with a stamp of existence for many years. So the idea is to do things that it will be reachable for the public. Not everywhere we have instructors, so people will be able to understand, at least theoretically, what the system is about, and understand the problems, the solution. So we have been doing 3 books, the founder and myself. Until now, only one of them is out. It's How to Defend Yourself Against Armed Assault. So it's dealing with defenses against knife attacks, knife threats, pistol threats, stick attacks, long weapon threats, and alike. And it's about principles, techniques, way of behaving, things related to de-escalation, prevention, because Krav Maga is very much about how to prevent yourself from getting into trouble. If trouble catches you, you cannot prevent it, you cannot avoid it, you cannot de-escalate, then of course you have to act. So we have this book, and more books will come in the future, and there are also a series of videos or DVDs that are presenting the main curriculum of the system according to the levels. Who can practice Krav Maga? Can it be practiced by women, for example, or do you need to have a certain age yes. to be able to practice? Yes. Yes. So Krav Maga originally was developed in the military in Israel, in the Israeli Defense Forces. There it was designed for everybody, whether you are shorter or smaller,
heavier, younger, a bit older, because also reserves, people in the reserve, military reserves also have been teaching. A huge part of our army or military is women. It's also obligatory. Women serve 2 years, men serve 3 years. So people are learning, and it's designed for everybody. So there's the bulk of curriculum of the system, and then we have also specific curriculum. So we have unique specific curriculum for the kids, we have for the women, we have for elderly people, and we, of course, we have the bulk of the civilian section. And then also we have specifics for military, for law enforcement, for special forces, for protection units. So this is it. When you look at the Krav Maga, it is based on natural responses. It is simple. It is easy to learn. Of course, the better you more and more you train, the better you will be. It takes about 50 to 100 hours, so about 1 year plus, to be reasonable in being able to defend most of the problems in the street. So first of all, Krav Maga is the modern system. It's 20th century, 21st. It's integrated. It's really a system. It's not just a bunch of techniques. It's not a sport, there are no rules. It's about a lot about simulations in reality. Like for instance, today was example. How do I really deal with it in reality? With multiple opponents, with stress situations, with confined areas, with enemies with or attackers with weapons. The other martial arts or the other fighting sports, they are very good base for Krav Maga. So if you have this background, excellent. We will teach you how to use these skills in more of realistic conditions. We're talking with Vladimir Alexandru, the owner of Krav Maga Elite, Krav Maga Club in Dolar-de-Zormont. The organizer of the carjacking seminar. Are you happy with what was going on tonight here? I am actually very happy. Very, very good turnout from my students and also from the global team sent by Krav Maga Global with Eyal Yanilov. So everyone showed up. We had a great time, great weather for all intents and purposes. So everything was great. So right now we're looking, we have about 75 students. We have a good potential to grow. And in terms of the price, it can be as much as 160 for 10 classes. And any single person can attend. If you're a woman, you're a child, you're a man, we accept students from all ages. Do you need to have like a special equipment? Actually, one of the few systems, the only thing you need is comfortable clothing. You get comfortable clothing, you clean indoor running shoes because we train on the mats, but we train with shoes, and that's it, water bottle. Would you consider to make this kind of events in the future? Oh, yes, definitely. And you know, for us, it's very specific to Krav Maga to train in different locations. For example, today we train inside the vehicle. Another time we did seminars in side buses or in the airplanes or very specific situations, so we can cover the wide range of threats that could potentially happen to a civilian. So yes, definitely in the future again. The seminar tonight was like a specialized training in carjacking, so it breaks from the normal. It's techniques that we don't normally see, so it was very informative. How did you decide to choose Krav Maga over other sports like karate, aikido, or what motivated you to come to Krav Maga Club? Actually, when I started, I took kickboxing, Krav Maga, and Brazilian Jiu-Jitsu, and really Krav Maga is the one that stuck the most to me, mainly because you learn a lot more stuff, and it's a lot more reality-based. The things we learn is I find is more applicable in real life. Yeah. So, enough with all these theories and Hollywood stuff. Let's do very simple. Okay. That's what we can handle. What we cannot handle, we don't deal with. Deci astăzi lansăm cartea, volumul de versuri, poeme dansante, în două versiuni, bilingve fiecare, în limba română și franceză și în limba română și engleză, operă a poetului George Philip.
Adevărul este că poezia lui, actualul volum de poezie, este cu totul deosebit de celelalte. Adică complet deosebit și poate printre cele mai bune. El folosește foarte mult alegoria, o să vedeți dacă le citiți, foarte, adică e ceva deosebit care te face să gândești. El iubește și hulește în același timp. Pune femeia sus, dar știe în ravurile femeilor celor ce au înșelat, au urzit, intrigi, au fost mușcătoare. E arogant, e iertător, e dornic de iubire. Și toate în viață și în versuri. Viața lui este scrisul, e neputința de a se face înțeles prin limbajul pe care ne invită a-l înțelege alături de el, așa cum încearcă să facă fiecare artist. El crădește urând ruina. În poezia lui, totul balansează între bine și rău, o căutare zadarnică a unui echilibru absolut, total inexistent. A fi sau a nu fi? Dacă vrei să-l apreciezi, să-l iubești și să-l înțelegi pe George Filip, trebuie să cunoști, să apreciezi și să iubești libertatea. Cred că asta îl caracterizează pe George Filip, este liber, născut liber și cu tot din adinsul, dar cu tot din adinsul vrea să rămână liber în orice împrejurare care îl constrânge, care nu știu ce. El este un poet liber, este un om liber, este un suflet liber. Da, aia câteodată place, câteodată nu place, poate că prea multă libertate strică. Un nou volum de versuri pentru George Filip este o treaptă mai sus, mai ales că aceste versuri sunt traduse și în franceză și în engleză și poetul este mândru de ceea ce și-a realizat prin acest volum. Poeme dansante este un nume care te duce cu gândul la dans, dar el dansează prin toate, să zicem, sectoarele vieții. De câte ori lansez o carte, și am lansat-o asta fiind a 40-a, criticii mei, vecinii mei de viață, întotdeauna spun, este cea mai bună, este cea mai bună. Mi se pare să fie normal, pentru că evoluția lucrurilor este spre mai bine. Începem de la A, ca și alfabetul, și ajungem la Z, dar niciodată nu ajungem la cap. Ce anume vreți să transmiteți iubitorilor de literatură, iubitorilor poeziei scrisă de George Filip? Iată că profit de ocazie și spun și eu, mulțumesc televiziunii Iescu, această tânără emisiune de la Montreal, cu redactorul ei, cu redactorița care ești, vă salut! Sunteți bineveniți în mijlocul oamenilor, românilor și mesajul meu prin dumneavoastră este acela de două puncte. Citiți românește, vorbiți românește, să disflori românește, petreceți românește, plângeți românește și nu uitați că noi suntem români. Eu îi rog pe toți românii să vină miercuri pe 15 iunie la statuia lui Mihai Eminescu, să vărsăm o lacrimă, să ne amintim de Mihai Eminescu. Surpriza pe care vă fac eu este că am publicat această carte în care 39 de elegii dedicate lui Mihai Eminescu. Academia Română a primit cu bucurie această carte și a zis că așa ceva nu există în literatura română. Ei, iată că eu, George Filip, din exil, românul din exil, sunt un bun român. Nu mai bun ca alți români, dar sunt un bun român. Fiți și dumneavoastră români buni și veniți la Eminescu, nu la mine. La mine veniți mai târziu, la Eminescu. Așadar, un alt eveniment pregătit de George Filip, 15 iunie, în Place de la Romanie, un nou volum de versuri, 39 de elegii pentru Mihai Eminescu.